Da, atunci, în situația respectivă, eram nervoasă de dinainte, cu ceva timp, pentru discursul pe care l-ai prezentat atunci la voi în casă. Și, nu știu, eu consider că tot ce am spus este... face parte din ceea ce cred eu. Adică este părerea mea, sper să nu te supere. Ți-am spus corect. Și atunci am... Da. Înainte de... Nu, după chestia asta te-am și chemat în Camera Roșie și ți-am explicat situația. Când ne-am întâlnit în Camera Roșie și mi-a explicat cum stau lucrurile, după aceea clar că n-am mai fost nervoasă, m-am mai liniștit și eu, dar atunci se vede că eram... Doamna Andreea, să știți că asta a fost și este și părerea mea. Știu că am spus-o și când am venit la București. Primul lucru e faptul că, de exemplu, eu, dacă aș avea o iubită, să fiu mândru, să fiu fericit că ea e a mea. Dar știu că cred că am spus și asta la voi în casă chiar când am intrat. O înțeleg pe Patricia că de aceeași părere suntem amândoi. Deci să fiu fericit, să fiu mândru că ea este iubita mea, că băieții întorc privirea capul după ea. Și îmi o înțeleg. Un exercițiu. Poftim? Îmi permiți un exercițiu. Da? Da? Patricia, îmi permiți un exercițiu. Da? Da. Dacă mă pot ajuta colegii, să vedem un băiat pe care Patricia l-a plăcut foarte tare și un băiat pe care l-a refuzat. Să-mi spuneți care este diferența. Eu unul nu văd nicio diferență. Alfa și Omega. Cred că este mai bine lui Patrick ochelari. Eu văd diferența, unul îmbrăcat în negru, altul în alb. Dar sunt acolo, amândoi. Alexandru, îi poți da ochelarii tăi lui Patrick? Da. Dar i-au trecut. Ca să vedem. Chiar că au trecut peste tot. De acolo. E o bebeliță. Dar nu a fost Patrick. Fă un pic așa, Evla Viosa. Cum? Fă așa ca și cu o baghetă. Parcă ești un student la medicină. Wow. Bun. Destul de puternic. Da, ești destul de puternic și nu cred că e o chestie... Patricia. Da. Deci, cu Patrick ai fi ieșit pe stradă. Cum n-ai, ba nu. Dar cu Alexandru, nu. Patrick e un pic mai înalt. Acolo e diferența. Deci, asta să înțeleg? Eu asta am înțeles. Asta să înțeleg sau e greșit ce am înțeles? Nu, ați înțeles greșit. Este vorba de înălțime, de vibe-ul pe care mi-l transmite Patrick, pe faptul că deja, nu știu, îl cunosc, am avut un trecut împreună aici în Casa Iubirii. Dar ca și aspect. Păi ca și aspect, nu știu, nu pot să fac diferențe. Amândoi sunt niște băieți simpatici. Ei văzut mergând pe amândoi pe stradă? Bruneți cu barbă. Nu. Facem probăm. Da, aș vrea o defilare, te rog. Patrick, aici. Aici, pac. Oricum toată lumea. Păi da, nu. Amândoi de aici încolo, nu? Amândoi. Hai, Alex. Deci amândoi. Nu, amândoi. Nu. Patricia și Alexandru cu Patricia. A, nu, eu vreau să fac o prezentare eu singur, doamna Andreea. A, nu. Cum mă duc pe să stradă. Să vedem cu cine se simte mai bine la... Da, haideți, până aici, amândoi. Hai. Cu Patrick și apoi cu Alexandru. Hai, dacă tot ai intrat în fără joacă. Hai, Patrick, acum. Ați spus dumneavoastră, nu? Da. A, ok, hai. Ia. Hai. Și mergem încolo, da? Ei, fata. Hai. Să fac bombardierii, lasă să vină femeia după mine. E în partea asta alaltă. E partea ta bună? Nici măcar nu vă înțelegeți pe ce parte, vezi? E dăm drumul. Poate m-am uitat din buzunar. Mie mai mult îmi place cu Alex. Și cu Alex a fost altceva. Și o stație cu Alex. Dar sincer, dar nu mai faceți mișto, că deja m-am săturat de miștourile voastre. Și noi ne-am săturat, vă rugăm. Apoi ați fost te vrea cu Alexandru, vezi? Cum? Toată lumea te vrea cu Alexandru. Da, la mișto. Mie mai mult îmi place. Fetele, cu cine e asta mai bine? Cu Alex, era cu amândoi. Cu Patrick. De ce mai stați în casă? Ieșiți și fetele, Radu. Uită că... Pentru că, într-adevăr, este mai înalt decât... Patrick, pentru că este mai înalt? Da. Larisa. Nu e mare diferență. Sincer. Da. Cred că ai platforme mai mari. Patrick, de ce? Nu știu, mie îmi plac mai mult din punct de vedere vizual, da. Ambra? Sincer. La fel. La fel? Da. Adică? Le stă mai bine din punct de vedere vizual cu Patrick decât cu Alexandru. Dar dacă... Lorena?
Și eu sunt de aceeași părere. Cu Patrick mi-a plăcut mai mult... Ce? Cum arătau împreună. A? Mihaela? Mie îmi place cum este cu Patrick, dar nici cu Alexandru nu pot să zic că este rău. Bianca? Îți dau rețeta, Alex. În seară. Jumătate. Cred că cu Robert i-ar sta mai bine. Nu? Da. Că e îmbrăcat în roz și... Da, și sunt așa mai... Și Robert e mai înalt. Nu știu, Patrick îl văd așa cam slăbuț în negru și... Cade. Nu e îmbrăcat pe gustul meu. Alexandru e mai bine îmbrăcat, doar că nu are înălțimea potrivită. Mulțumesc, dar stăm cel mai bine cu Mihaela. Adevărat. Dar dintre cei doi? Nu aleg pe niciunul, cu niciunul. Și cu Robert de ce? Pentru că e îmbrăcat cu roz? Pentru că e înalt și e mai făcut. Asta e pe plăcerea ta, că e mai masiv, da? Patrick nu are plăcerea asta. Și la fel și la ure. Te deranjează că nu i-a spus. Nu, ai zis că sunt prost îmbrăcat. Bine, Patrick, am mai să spun asta, o să evit. Nu. Ai spus că sunt, nu okay. Sunt îmbrăcat. Ok, bine, ne-am înțeles, Patrick, da. Mersi. Bianca, salut. Dar bine făcut așa și înalt este și Laurențiu. Da, aia mă gândeam acum. Dacă ziceam Laurențiu, era... Interpreta. Da. Interpretabil. Deci ai fi vrut să zici Laurențiu, dar n-ai zis de teamă să nu se interpreteze. Da. Deci tu mă vezi așa cu un bărbat care e mai masiv, mai făcut, da, mai înalt. Da, și mai înalt. Da, vrei să vedem și cu Laurențiu? Da. Da? Da. Laurențiu, Patricia? Zici și făcut. Drăguț. Se duce să o și ia. Voi niciunul nu v-ați dus. M-am gândit. La brațul din mă. Cum vrei tu? Să din greșeli, vezi? Și piruetă, ce să mai... Așa, da. Da? Da. Sincer. Da. Băieți? E tot să dăm cezarul celălalt cezar. Da, eu zic cred că Alex. Eu zic Laurențiu. Alexandru? Zicem și noi pe rând? Da, Laurențiu? Eu cu mine. Mi s-a părut că este cel mai bine. Sau dintre ei doi? Dintre ei doi, dar dacă... fără dar și poate cu Alexandru. Înălțimea. Înălțimea ar fi o problemă, dar ca și aspect mai mult atât și cu Alexandru. Una minus. Ce aveți cu florile? Și fără niciun fel de glumă. Ai... Cuvântul meu că mi-a plăcut mai mult cum a venit cu Alexandru, sincer. Robert? Eu cred că cel mai bine se potrivește cu cine simte ea cu adevărat. Nu, așa, Robert, cum a zis ea, să meargă pe stradă, de mână, să fie... Să fie oglinda ei, cum o cu Alex, a tratat-o super finuț. Nu? No? Da. Da, a luat-o așa de mânuță, cu toate că Laurențiu s-a dus o ajute încă de la scaun. Ionuț? Cu Alex, categoric. Mi s-a părut că se văd foarte frumos împreună. Doamna Andreea, cred că noi suntem mai sincere decât ei. Radu? Rădar și poate nu există cale de întoarcere, Alexandru. Este... Chiar mi s-a părut că dar știți de ce spune Radu asta? E frică. Ca să le îndepărteze de Cristina. Ce plictisitor. Da. Mai departe. A fost cu strașii. Deja ce să zice, sunteți previzibil. Ce discrepanță între băieți și fete. Plictisitor. E unii sunt mincinoși, alții nu. Rădar și poate Patrick. Robert. U? Patrick. Patrick? Da. Patrick. Cu Laurențiu. Alexandru? Laurențiu și Alexandru. Greu de ce? Laurențiu. Că... Și acum? Să zic ea. Da. Patricia, lângă cine te simți cel mai bine? Deci fizic eu am zis că mie îmi place un bărbat cum e Laurențiu la corp. Acum nu pot să zic că nu m-am simțit bine cu... M-am simțit bine cu toți. De mână, dar... Era așa că ai și oglindă acolo. Da, m-am văzut în oglindă și cel mai bine într-adevăr mi-a stat cu Laurențiu. Da. Ai făcut așa din... Dar nu tu neapărat, adică poate să fie un bărbat care să semene cu tine, nu? Cu oricare altul, numai să aibă dimensiunile mele. Da. Nu? Și fața ta. A, pe fața. Da, păi, dacă nu funcționează lucrurile între Bianca și Laurențiu, cine știe? No. Ei nu se construiesc acum lucruri între Bianca și Laurențiu, deci... Cu siguranță are Laurențiu toate șansele. Nu se mai construiesc sau nu s-au construit deloc? Nu s-au construit, nu am construit nimic cu Laurențiu. Nimic? O joacă? O plictiseală? Castel de nisip tot vreau să construiesc. Cum? Răspunde el. Castel de nisip aș construi cu ea. Ăla se dărâmă cel mai repede. Niște miștouri. O zi atât? Bine, o zi rea. O zi ne băgăm în seamă, zi nu. Ce să construim? Că lăsăm neconstruit. Că vine ziua în care nu dacă vorbim. Lăsați orgoliul deoparte. Nu știu. Aveți ceva construit? Nu știu. Au, un tricou, două căni.
Mulțumim, producția. Mulțumim, producția. Ce drăguți sunteți. Da, imediat o să mă întorc la voi. Deocamdată vreau să-i arăt lui Alexandru și părerea băieților. Ca să nu rămân datoare cu materialul. Vedem repede și părerea băieților. Și vezi tu acum dacă te deranjează ceva sau nu. Ne spui după material. Hai să vedem. Eu zic că are maxim 22 de ani. Eu zic că e ospătar. Ce făcea până să vină aici? Ospătar. Are 19 ani. Agricultor. Eu zic că era agent de vânzări. Faianțar. Nu. Mecanic. Schimbăm. Mecanic. Deci ai ospătar. El este ospătar. Eu zic că e... agent de vânzări. Barman. Ce? Barman după cămașă. Păi nu, în domeniul. A, nu merge, da? În domeniul tău. Barman ospătar de astea. Vreau să-mi schimb, vreau să-mi schimb. Pentru Cristina. Nu, no, zic eu ce. Vreau să schimb, vreau să schimb ocupația lui. E DJ, frate. E IT-ist, lucrează în domeniul IT. O venit cu laptopul după el. Are laptop de gaming.